Mă numesc Lilian Severin și astăzi voi citi scrisoarea unui tânăr adresată mamei sale. Țineți minte anul în care s-a liberalizat regimul de vize cu Uniunea Europeană și am fost pentru prima dată la mare în Grecia? Aveam 15 ani și mi se părea o tâmpenie să merg cu părinții în vacanță, dar voi ați insistat. Pe de altă parte, nu aveam niciun plan B. Oricum, nu m-ați fi lăsat undeva singur și nici nu aveam vreo gașcă de dragul căreia aș fi putut exercita presiunea asupra voastră. Așa că am cedat. Atunci, în Grecia, în hotelul în care am stat, care cică era de 3 stele, dar după mine nu avea decât una și jumătate, eu am înțeles pentru prima dată, foarte intens și clar, că sunt atras de bărbați. Mă îndrăgostisem de ghidul grupului nostru, Alexei. Atunci vă uram din tot sufletul. Probabil prima dată în viață, pentru modestia situației noastre financiare. Aș fi vrut să mergem în toate excursiile din program, doar ca să-l pot vedea, auzi, sta în preajma lui. Până în acea vară, gândul că aș putea fi gay era un gând care de multe ori mă speria. Voiam să fiu ca toți. Voiam să nu trebuiască să inventez scuze, explicații sau să caut ori să aștept cu frică momentul potrivit să vă spun. În multe privințe, însă sunt prea confortabil. Știam și încă știu că veți încerca să faceți față șocului, apoi furiei. Dar că nu veți putea accepta până la urmă ideea că v-am dezamăgit așteptările. Că băiatul vostru drag, și scriind asta mi-o imaginez pe mama, nu va ferici nicio femeie. Că nu veți putea povesti cu mândrie despre ce familie minunată mi-am creat. Că tata, care de-a lungul vieții s-a autodepășit de zeci de ori pentru a fi mai bun, mai puternic, mai de succes, mai bărbat, nu va putea depăși gândul că eu iubesc un bărbat și fac dragoste cu el. Doamne, cât de mult mi-aș dori să nu am dreptate! Cât de mult mi-aș dori să puteți ghici singuri de ce am plecat atât de departe, de ce evit întrebările despre viața mea personală, de ce mă îndepărtez, obosit și totodată rușinat că trebuie să vă mint. Atât de mult aș vrea să știți, atât de mult aș vrea să am curajul să vă spun, atât de mult aș vrea să stăm cu toții la o masă, eu, voi și Paul. Bărbatul pe care îl iubesc de 2 ani deja. Să mâncăm coțunașii mamei, să bem vin și să râdem ca scăpații, iar tata să-l tachineze pe Paul că nu pronunță corect cuvintele în română.